Avioanele au fost simple jucării în mâna piloților, iar reprezentația de pe dealul Balota i-a fascinat pe spectatori. Oricine a putut să vadă spectacolul aviatic pentru că intrarea a fost liberă. Parașutiștii. Și avioanele nu ți-au plăcut? Ba da, mi-a plăcut acela și cu acela. Mi-a plăcut avioanele. Te-ai dat vreodată cu avionul? Nu. Parașutiștii au făcut un spectacol de zile mari și au arătat publicului că sunt adevărați maestri ai aerului. Demonstrațiile cu aparatele de agrement nu au lipsit, iar temerarii care s-au avântat pe aripile vântului au fost asistați la sol de echipe medicale gata să intervină în orice moment în caz de nevoie. Viraje, la propriu, este o parașută aripă, se numește parafoil și este fabricată în America și permite o lansare cu viteză mică de coborâre, circa 2-3 metri pe secundă. Bărbatul meu a mai fost cu copiii, n-am mai fost niciodată până acum. Și cum vi s-a părut? Frumos? Frumos, da, îmi place. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ultimul avion. Și cum ți s-a părut așa tot show-ul? Cum a fost? Fain. Evenimentul care poartă numele Drobeta Fly-In se află la cea de-a 6-a ediție și se organizează în fiecare an. Aceste evenimente sunt organizate pentru a atrage cât mai mulți tineri în mod special, pentru a dezvolta acest sector aeronautic. Absolut toți piloții de pe avioanele de linie au trecut prin asta, au început prin a zbura planori sau avioane de mici dimensiuni. La final, piloții desăvârșiți au fost recompensați cu trofee, diplome și medalii.